Bună seara și Hello. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Small Talks, Happy Hour la ora 5. Nu mai putem să ne vedem în mall-uri cum ne plăcea, nu ne mai putem vedea la o cafea, nu mai putem shopping deocamdată. Dar încercăm să ne vedem unii cu alții aici online și să recreăm împreună atmosfera de bucurie pe care ne-o aducea mersul la mall pe vremea când puteam să facem asta. Dar o să revenim acolo. Bună seara și invitaților și prietenilor mei, Ana, Ana și Pelgar. Ce faceți, dragi? Eu sunt foarte încântată de topicul discuției de astăzi. Bătu, cred că e în asentimentul meu, abia aștept să încep. Și a și pești. Pelgar, eu te așteptam mai încântat, adică te vedeam mai vigoare, mai cu badiu pe sistem. Deci, ca să zic o mică istorică de ieri până astăzi, am avut un atac lombar așa ușor, pentru că mișcându-mă foarte, foarte puțin în ultimele 8 săptămâni, adică doar în mașină, la cât am avut de mers la cumpărături, mă rog, la market, în rest, în casă, îți dai seama că m-am anchilozat. Deci, Ileana, te rog din suflet să mă ajut să mă destind din nou un pic pentru a putea să mă mișc, să mă ridic de pe scaunul acesta, să vă arăt cât de frumos m-am îmbrăcat astăzi eu pentru voi. Eu vreau să înțeleg, deci tu nu te poți ridica de pe scaun acum? Nu, Pelgar a sunat ieri disperat, că n-am știut exact dacă a făcut infarct sau ce a făcut, pentru că a spus că îl doare partea stângă, că nu mai poate să respire și nu era foarte sigur dacă a făcut una sau alta. Mă rog, până la urmă ne-am lămurit că săracul e anchilozat din cauza că nu mai e nici el așa de tânăr și ăsta este motivul pentru care... Borodan e ca la școală, știi? Deci nu mai poate să se oprească acum. Da! Mi-aș păi nu. Foarte mult ca oamenii care se uită la noi să poată odată în viața lor le doresc să fie martori la o criză din asta de panică a lui Pelgar, pentru că viața voastră, nu că ne bucurăm de rău tău, Pelgar, Doamne ferește, viața voastră ar deveni mult mai doar dacă martor la o criză de isterie de-a lui Pelgar și la badiu încercând să liniștească pe Pelgar în criza de isterie. Da, eu sunt foarte empatică, să știți, și când îl apucă pe Pelgar isteriile că a pățit ceva, cum a fost acum, când a spus omul, adică asta a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea, adevărul e că dacă nu te miști, despre asta vorbim, dacă nu te miști, da, mai ales în perioada asta în care nu mai mergi nici măcar strictul necesar, atunci riști să crezi că ai făcut infarct acasă, precum a pățit Pelgar, pentru că rămâi blocat când cari o sticlă de apă mine. Nu, Pelgar, așa ți s-a întâmplat. Nu, vreau să mă dau jos din pat. Vreau să mă dau jos din pat și nu mai puteam să mă dau jos din pat. Și ce să fac ca să ajung la toaletă? M-am rulat din pat, am căzut din pat și m-am rămat la toaletă până la urmă. Și am reușit să-l sun pe soțul tău, Ileana, ca să mă ajute, soțul tău. Deci soțul tău, doctorul.
Deci, da. Eu aș vrea moderatorul acestei emisiuni, doamnă Badiu, să oprește această discuție dacă nu vrei ca eu să am o criză de râs perpetuă în timpul acestui live. Crește el, no. Că nu mai pot. Da, Ana Morodan, eu știu că și tu te-ai apucat să faci sport și că faci în principiu aproape zilnic yoga. Nu, aș vrea să ne povestești despre treaba asta. Telger cred că face halbe, din cauza asta i s-a întâmplat treaba. Deci vreau să știu fiecare dintre noi și să povestim celor care ne ascultă de acasă ce ar trebui să facă în intervalul ăsta în care stăm blocați în casă, în așa fel încât atunci când ieșim să nu ieșim mai bătrâni, mai grași, mai nasoli și mai paralizați, precum i s-a întâmplat lui Telger. El nu e un exemplu, el doar tace și ne ascultă astăzi. Eu m-am apucat de înainte de... Lasă Telger ca să n-am criză de râs doar în tot live-ul ăsta. M-am apucat de yoga. Nu neapărat din motive spirituale, ci pentru că m-am frustrat că faci sport în fiecare zi tu, Badiu. Și atunci am zis că să fac și ceva care să nu fie așa de intens, că era clar că mi-e prea lent să fac ce faci tu. Și am început să fac acest yoga strict de stretching, că mi-am dat seama că de la o vârstă nu mai poți arde așa. Că aveam și eu ca Telger, mă culcam seara și mă dureau picioarele, deci că am urcat un munte. Și noi pierzând calciu foarte mult după o perioadă, mă rog, am început să fac acest yoga și stretching, motiv pentru care am și lansat, adică voi lansa mâine chiar o colecție de echipamente de yoga pentru tâmpe, ca să zic așa, femei care merg la yoga, nu știu încă să facă yoga bine, dar își doresc să arate glamorous, dar mai multe detalii mâine. Dar fac yoga acasă, de la depărtare, cu profesorul meu, uite așa, pe live, cum vorbesc cu voi și îmi ridic picioarele și fac tot felul de exhibit. Cu ocazia asta, uite, măcar atâta, mi-am asortat șosetele cu restul ținutei, dar croc și încă au rămas. Apropo, vreau să știu cu ce ne-am accesorizat astăzi, adică cu ce s-a îmbrăcat fiecare în partea de jos, că eu în partea de sus am pene. În partea de jos, șosetă și crocul nelipsit. Eu în partea de jos am niște papuci asortați, sunt de pluș. Și sunt asortat cu penele și cu mătasea de la rochiță. Asta e important, dar Telger, tu cu ce ești în picioare? Eu astăzi, pentru că sunt un îngeraș, pentru că altfel nu pot zbura decât cu aceste încălțări, m-am gândit că pentru sportul din ziua Belger, de astăzi... Deci vreau să-mi iau zborul. Vreau să-mi iau zborul și să mă ridic de pe acest scaun cu acești papuci aurii. Ai putea, dar ai face sport acasă, ai putea. Da, uite, pot. Bă, tu, da. Dar tu atât. Ești la acest capitol. Eu am mai multe perechi de Birkenstock. Am nu să scapai de sport. La capitolul sport este o poveste foarte frumoasă. În tinerețea mea am încercat să fac sport, pentru că Ileana face dintotdeauna sport, adică îți dai seama că era... Dar am înțeles lucrurile greșit. De exemplu, mă îmbrăcam în niște saci de gunoi și alergam până la casa ei, cam vreo 3 km, ca să slăbesc, bineînțeles. Asta e povestea vieții mele. Până când m-am umplut de bube și am renunțat de tot. 40 de ani. Deci eu pot să vă eu o știu pe Ana de când eram copii de la grădiniță și pot să vă certific că se îmbrăca în saci de gunoi, de saci din aia mari de gunoi pe care și înșugobățea pe tot corpul și lega cu un plastic și venea așa ca să facă, pentru că pe vremea aia nu existau costume de asta de neopren și apărea. Deci toată transpirat, îmbrăcat în saci de gunoi. Deci asta a fost contactul Anei cu un fel de sport. Așa, da. Sport și saună totodată. Era sport și spa cumva. Mă face să par nebună, pentru că eu nu mai pot cu aceste povești. Băi, și să știți că m-am oprit. Deci după ce am făcut, m-am umplut de bubulițe, m-am umplut de tot din sport. Am hotărât că sportul nu este pentru mine. Nu este nici la televizor, nici că era efectiv. Dar la 44 de ani, adică nu,
Nu, la 45. Anul trecut m-am apucat să merg și eu la sală. În sfârșit, după o viață de stat. Și între timp mă duceam de 3 ori pe săptămână, mergeam pe bandă, că nu pot să fac mare lucru, că am meniscul rupt. Păi și-a venit pandemia. Ce să vezi? S-a terminat sportul. Ca ghinionul. Vreau să vă arăt ce am făcut eu prima cumpărătură, exact prima sau ultima cumpărătură, nu știu cum să zic, înainte să intrăm în casă, m-am dus la magazinul Decathlon, la toate mall-urile Vivo există acest magazin, o să merge din nou când se va redeschide și mi-am luat toate aceste, pardon, mi-am luat toate aceste obiecte necesare pentru a face sport. În casă, toate tipurile de elastic, săculeți pentru pus la mână, altfel de elastic, mă rog, salteluță și așa mai departe. Și m-am apucat intensiv de sport. Să știți că la finalul acestei emisiuni vom avea un tutorial cu mine, fitness model mai în vârstă, dar să știți că dacă eu pot să fac, să știți că pot să facă toată lumea. Adevărul e, Ileana, că mă uit la filmulețele făcute de tine cu sportul și rămân totuși cu gura căscată, adică la corp arăți mai bine ca la 30 de ani, adică pe pune. Eu nu mă uit, eu îi dau skip de nervi și de ciudă. Eu când apare pe sport, eu îi dau skip. Nervi, hai, loc! Vreau să vă întrerup două secunde. Vreau să vă întrerup două secunde pentru că vreau să le spun celor de acasă care ne ascultă acum și care se află pe Facebook că ne pot pune întrebări. Întrebările vor ajunge la mine strânse într-un grup și eu le voi redistribui celor invitaților mei. Deci dacă vreți să puneți întrebări către Ana, Ana 1, Ana 2, Pelgăr, vă rog să o faceți că eu le voi citi și ei vor încerca să răspundă. Deci revenim. Așa. Aș vrea să zic și eu, apropo de ce ai spus tu, Ileana, că și eu, chiar dacă nu fac sport, am așa odată la câteva luni acest impuls nebun de a-mi cumpăra echipamente sportive. Motiv pentru care iau la mână Hervis, Decathlon, toate cumpăr! Intersport! Magazinele pe care le găsești mari lucruri de echipament de yoga, echipament de alergat, echipament de călărie, echipament de toate felurile. Și acum stau la mine într-un dulap, eu stau să mă gândesc că poate trebuie să le donez la un moment dat, dar ideea e că e ciclică treaba, știi? Le donez, după aia îmi dau seama, nu mai am echipament de sport, trebuie să-mi iau, eu nefăcând, complet, zero. Dar trebuie să am aceste echipamente. Și aia de la Decathlon, în general, mă cunosc, pentru că tot timpul cumpăr și mă întreabă, ați fost la călărie? Nu. Dar de ce vă mai luați încă un echipament? Ca să fie acolo, doamnă, ca să fie acolo, că eu așa mă învățat. Adevărul e că echipamente de călărie, echipamente de golf, echipamente de, mai știu eu ce, asta nu e un sport adevărat, Ana Morodan, ca să înțelegi. Asta este un, cum să zic eu, e o chestie frumoasă pe care o faci așa ca să te dai frumoasă. Vrei să spui că să călărești nu e un sport? Sau care e ideea? Că nu te întreb. Vezi că este chiar... Acum, fiind în izolare, nu prea pot să călăresc. Sport chiar acreditat. Sunt concursuri de călărit Pelgăr, dacă n-ai știut. Online, știu. După ora 22. Nu, în real life. Și Regina călărește Deci Ana Morodan și Ana Bitu, eu, țineți minte când m-am îngrășat și am avut 98 de kg? Eu țin minte, perfect. Ba da, dar 98 de era ca o bilă. Da. Și plezneau toate hăinițele astea pe el așa. Tot ce avea pleznea pe el. Exact. Avea cămăși din alea slim fit, pentru că n-ai, el se credea încă slim fit și ieșea burta în trei zone. Da, pare greu de crezut. Părul de pe piept, așa, ieșea între născuraș. Arăta senzațional. Bine, ce m-a motivat pe mine momentul acela a fost să-mi iau șifonierul. Deci asta a fost motivația mea primară, să-mi iau șifonierul și să văd că toate hăinițele mele frumoase pe care le dețin nu mai intră pe mine, niciuna. Și atunci am început să fac sport de 3 ori pe săptămână. Adevărul e că cu un antrenor, nu singur, că singur nu m-am mobilizat, dar am reușit să slăbesc înapoi la 72 de kilograme.
De acolo mai oscilez între 72 și 77 de kilograme, cam așa, dar cam acolo mă situez și acolo și vreau să rămân. Deci vreau să încep, să reîncep. Să știți că pe mine mă motivează cel mai tare, că tot sunt întrebată, ce mă motivează să continui să fac sport? Mă motivează modul în care îmi stau pantalonii mulați de sport pe mine. De sport, pentru că care mă motivează, știți, numai să-l văd că îmi stă bine pe mine. Și în afară de asta, nici eu nu pot să fac sport singură și fac uitându-mă pe diverse tutoriale de sport sau cu antrenoarea pe care eu o am în viața mea offline, cu care acum fac pe Zoom. Și eu postez și eu la rândul meu pentru că știu că îi ajut pe alții să se antreneze după antrenamentele mele. Deci până la urmă avem grijă de noi, despre asta e vorba. Pe mine sunt foarte mândră de tine, foarte mândră de tine, Ileana. Eu, Ileana. Eu nu. Două lucruri vreau să vă zic, ca să înțelegi de ce nu sunt. Unu, foarte interesant de punctat pentru cei care nu știu când Pelgar a fost gras, este că în timp ce Pelgar s-a îngrășat, s-a îngrășat și cățelul lui. Deci Piștii, cățelul lui, era și ceva potaie foarte mică, de geantă, foarte drăguță. A dracului de isterică, dar foarte drăguță. Era comic și drăguț și drăguț când s-a îngrășat. Dar s-a îngrășat și Piștii. Mi s-a părut super cum ei doi au combat împreună, înțelegi? Erau amândoi grași, amândoi bilă. Acum, așa e șansa ușă. Eu când Badiu apare în echipamentele ei de sport, care are tone, are, eu cred că are, zi, recunoaște că cred că ai 30, minim ai 30. Și apare ea dimineața. Eu mă trezesc dimineața, isterică. Mă uit la mail-uri. Mă stresesc, trebuie să fac aia. Și mă uit pe stories, Badiu. Până dimineața, bine ați venit. Astăzi m-am trezit, așa se vreau să vă spun că fac sport. Și începe pe sport, așa. Și acum ne îndoim. Și acum facem în stânga. Vă rog, toți, în stânga. În momentul ăla mine m-a făcut niște drag. Morodan, eu mi-am propus să fiu această Jane Fonda a României, ca vârstă mai proprii, da? Și scriu pe WhatsApp. Să știi că ai șanse bune. Să-ți cadă toate bucile pentru că m-am săturat, îți dau bloc. Îi dau bloc și zic anunță mă te rog când nu mai pui sport. Și ea și bate joc de mine, scrie, bine pot să mă deblochez că mâine nu mai pot de sport. O deblochez. A doua zi dimineața. Deci, din nou, începem. În stânga, în dreapta, îi arătând super. Adevărul e că Morodan, care este pentru mine talonul antreprenoarei online și, cum să zic, pioniera social mediei, de multe ori cer consultanță despre ce trebuie să fac. Uite, ce ți se pare că ar trebui să îmbunătățesc din punct de vedere al comunicării în social media? Și îmi spune, auzi, că vrei tu să ne spui cu faptul că faci în continuu sport? Ce vrei tu să ne spui? Exact. Ce vrei să ne spui? Ce vrei să ne comunici, Ileana? Că ești frumoasă, știi, că ești înaltă și ai cele mai frumoase picioare din România. Și care un drive extraordinar și că toți trebuie să fim așa. Na, acum, din păcate, eu m-am născut cu un egocentrism în generația pro foarte acut și mie mi se pare că, deși uite-te aici așa, dacă dai așa un picuț, uite, știi, vezi, mai mișcă ceva aici, mie mi se pare că tot bine, știi, eu n-am eu treabă cu ea. Dar mi se pare că ce face ea e o chestie foarte faină, pentru că ne motivează realmente să avem grijă de noi, pentru că dincolo de faptul că ea are un corp superb, tot sportul ăsta pe care îl face zilnic chiar o ajută să rămână sănătoasă și dă vitalitate. Și chiar tu mi-ai zis, Ileana, că pe tine te ajută foarte mult și la job chestia asta, că îți dă energie și vitalitate și te ajută să faci față stresului mult mai bine sportul ăsta. Chiar mi-ai zis tu. Asta nu pot să înțeleg. Asta nu pot să înțeleg. Nimeni nu înțelege de la birou. Cum, Doamne iartă-mă, să o iei de la 6 dimineața să faci sport, după aia să-ți faci duș, după aia să te schimbi în hainele de birou. Deci eu sunt obosită practic mai când îmi povestește Ileana programul ei de dimineață. Obosesc instant. Deci nu pot să înțeleg. Eu la sală mă duceam seara. Seara și în weekend. Nu. Uite, vezi, eu seara nu mai pot să fac sport deloc după ce... Eu am fost dată cu ea la detox. M-a târât la detox după ea.
Și mă rog, la detox ai acolo un program, bei sucuri, te duci la saună, te duci la masaje și la un moment dat trebuia să mergi în zona de relaxare. Și eu zic, nu, merem la relaxare, ia, tu du-te la relaxare că eu mă duc să fac sport. Pă, faci zilnic sport, de ce nu ne putem relaxa la detox? Nu, mă rog, dar n-ai înțeles conceptul de detox, ca să se detoxifiezi, trebuie să faci în continuu sport. Și să trezea tot așa, la ordinea astea, 5 jumate dimineața, eu stând cu ea în aceeași în apartament, auzeam mișcări, mi se părea că e vreun hoț, zic, cine vine, fă, băi, suntem în Brașov, ne omoară cineva, vine, intră cineva pe noi. Badiu făcea și sport în plus pe lângă programul de la detox, vă puteți închipui? Da, adevărul e că eu m-am obișnuit și că toată treaba asta e o chestie de obișnuință. Câtă vreme te obișnuiești sau tragi de tine o perioadă de o lună de zile, cam atâta durează până te obișnuiești, dar trebuie să tragi de tine și să ai voința de a continua și de a face în fiecare zi, sau mă rog, de 4 ori, măcar de 4 ori pe săptămână. După care ajungi să vezi rezultatele, ajungi să vezi cât de bine te simți și continui, nu vă convingă, adică vorbesc degeaba. Așa și cu mine vorbim prin semne, zicând că nu, am fost o lună, două, trei, știi că se zice că după aia prins gustul, nu am prins niciodată gustul bine. La chestia asta. Bine. Dar, Badiu, eu consider să cred că tu ești un fel de extraterestru, eu nu cred că tu ești de aici. Eu cred că tu ești din altă lume și cred că tu ești un robot pe care l-au inventat ăștia care produc haine sport, care să fie promotorul lor cumva, știi? Că nu. Vai, ce frumos să-mi spună cineva asta la aproape 46 de ani, e foarte frumos. Să știi că pentru mine asta contează. Arată-mă ca tine în România la 46 de ani, arată-mi și mie pe cineva. Cine? Sunt femei foarte frumoase în țara asta. Da, chiar sunt femei foarte, foarte frumoase, deci da, trebuie să fiecare dintre voi aveți frumusețea ei. Deci Ana, taci din gura Ana Morodan. Elgar, aveam o discuție. Să nu ne înțelegem prost. Mie îmi place mult de mie, la Budi îmi place mult de ea, toate suntem frumoase, dar nimeni nu suntem tonifiate ca acest robot nenorocit care face zilnic sport. Bine, să știți că nu e vorba numai despre tonifiere, este vorba de a nu rămâne, uite, de a încerca să-ți ții mușchii într-o formă bună, ca să nu rămâi de formă înțepenit în pat, așa cum mi s-a întâmplat lui Pelgar, care nu e mult mai tânăr, dar este mai tânăr ca mine. Ileana recunoaște că și tu rămâi înțepenită cu tot sportul pe care îl faci. Da, rămân. Deci... Da, recunosc. Eu mă gândesc că la cât de rău mă simt uneori, dacă n-aș face sport, probabil că n-aș mai putea să mai merg nici măcar 2 metri. Așa că încerc să văd partea pozitivă a lucrurilor. Asta e treaba. De la o anumită vârstă nu mai poți face nimic ca să te simți ca și cum ai avea 20 de ani. De la o anumită vârstă eu de miercuri. De miercuri încep din nou sportul. Am vorbit cu antrenorul și de miercuri încep online sportul din nou. Foarte bine. Este o variantă, există o groază de tutoriale, o groază de magazine deja, branduri de sport, adică fac tutoriale de sport online. Sunt foarte mulți antrenori pe care îi puteți urmări în social media care fac antrenamente și puteți beneficia de toate aceste antrenamente care acum sunt gratis și acest este un lucru exact. Bun în toată partea rea a lucrurilor pe care, mă rog, o trăim acum. Eu o să încep să dau apartament și terasă, asta o să fac. Outfit-ul pe care mi l-am comandat pentru sport, pe care este mai mult decât drăgălaș. Vedeți, e cu floricele. Vai, Pelgar, exact. Pelgar, așa îi face sport. Ești cercetat. Deci, super, am și Adidas. Am și super, Pelgar. Am tenis asortați verzi. Sunt mândră de tine în cazul ăsta. Bravo, bravo. Perfect, Pelgar. Asorteul contează. Asorteul este indicatorul. Apropo de fashion și sport, să știți că este foarte, foarte, dacă acum, apropo de Jane Fonda și Ileana, că sunt similitudini și la vârstă și la mărob. La vârstă! Bunule!
Dar este din ce în ce mai important ca și outfiturile pe care le purtăm la sport să fie unele calitative, să fie unele din materiale care se pretează pentru acest lucru, nu ca Ana Bitu care fugeam sacii de plastic acuși 20 și ceva de ani. Acum există materiale în care te simți confortabil și nu leșin pe banda de fugit, sau cum se numește chestia pe care fugi. Aha. Da. Să știi ce înseamnă. Deci, foarte important. Aha. Am descoperit. Deci e foarte important să arăți bine. Niște lucruri de sport superbe pe telefonaș acum, am un folder de sport și mă uitam acum la ce să-mi comand și eu inspirată de Pelgar fiind. O să-mi comand și eu o ținută sport, Ileana, și să știi că dincolo de discursul Anei Bâtu și discursul meu care a fost un pic cănelene să mergem la sport, totuși îți vom urma sfatul, ține-te că venim în forță, fetițo, venim în forță. Deci în acest moment nici nu trebuie să mergeți undeva la sport, pentru că în acest moment trebuie să stați în casele voastre și doar să urmați, paginile celor care fac sport și să puteți face antrenament și acasă, nu e nevoie nici măcar de aceste greutăți, pentru că poți să ții în mână și două sticle de apă. Vai, Pelgar, uite-te, te rog, pe pagina mea să vezi acolo antrenamente, în orice caz. După ce terminăm, după ce ieșim din acest live, o să fie un material filmat de 5 minute cu un antrenament destul de complex de sport. Dincolo de faptul că la vârsta mea m-am făcut eu fitness model de COVID, așa de conjunctură de pandemie, mi se pare adorabil că toată familia mea, că nu are cine să mă filmeze, nu știu să mă filmez cu device-uri de-astea, cu trepiede și nu știu ce, și ba mi filmează copilul, ba mă filmează mama, mă filmează soțul meu, ne chinuim cu toți prietenii online să montăm filmul ăsta. Sper să vă placă, chiar dacă nu este neapărat un film super profi de sport, este un film al unui antrenament făcut acasă, pe care în principiu poate să-l facă toată lumea, cu condiția să aibă voința să meargă mai departe și să-l facă neapărat. Revenind la invitații mei pe care vreau să-i văd, și prietenii mei minunați, care sper că vă țin un pic de urât în această perioadă în care trebuie să stăm acasă în continuare, nu avem încă voie să ieșim din casă, dar încercăm să avem grijă de noi. Eu iau vitamina D, că nu mă vede soarele. Nu te vede soarele, dar asta este foarte neplăcut, partea asta cu neieșitul. Mie îmi lipsește, apropo de sport, mie îmi lipsește partea de mers foarte tare. Nu mergeam eu foarte mult, dar pentru că mergeam la birou și în rest n-aveam cum, dar totuși făceam niște pași pe zi. Azi nu mai faci niciun fel de pași pe zi, deși de multe ori am constatat atunci când fac curățenie generală în toată casa că efortul uneori este la fel de mare ca după un antrenament de sport. Nu e așa, Ana? Eu am zis că data viitoare când fac curățenie, adică mâine, poi mâine, răs, poi mâine, în fiecare zi, că nu pot să stau fără să fac ceva, o să-mi iau telefonul la mine. O să-mi-l pun undeva într-un buzunar să văd și eu câți pași fac, pentru că altfel, nu mai știu, alaltă ieri mi-a zis că am făcut 88 de pași într-o zi. Mi-am căzut sistemul nervos. Știți că limita de a rămâne sănătos este de a face 10.000 de pași pe zi. 10.000. Da. Ei, asta și te vezi făcut 88 din 10.000. Da. Dar într-adevăr nu iau telefonul cu mine. Îl pui pe un trepied și te filmezi din aia cu timelapse, să mergi repede, cred. Nu. Nu, ideea e să-ți pui sângele în mișcare, ideea e să faci sport, ideea este să mergi, ideea e să te mobilizezi, să te miști. Să știți că asta se poate face pe internet. Nu mă mai rușina pe internet. Morodan, tu îți permiți că nu e sângă. Zim cât înseamnă, că, serios că nu știu, cât înseamnă 10.000 de pași, adică câți kilometri? 10.000 de pași sunt cam 4-5, da. 5 km adică pe zi. 88 probabil că înseamnă 20 de metri sau așa ceva.
Da, cam așa. Și mergi, poți să-i doar să-i mergi, nu? Poți să-i și mergi, da. Nu trebuie poți să-i mergi, sigur, da, e vorba de mers. De aia se numește, există și Nordic Walking, există tot felul de walking din astea, walking, am auzit despre ele, dar nu le-am făcut. Dar poți să walking prin casă, să te dai dintr-un perete în altul, până iei razna cum fac șoareci în aia. Deci, la începutul izolării la domiciliu am văzut un material, nu mai știu rețin numele maratonistului francez care a făcut asta pe un balcon normal de bloc, o idee mai mare decât un balcon clasic, a alergat un maraton. Adică și-a pus ceasul la mână și a făcut ca un șoarce mic, dreapta-stânga dus-întors, timp de 6 ore până când a făcut 42 de kilometri. Asta înseamnă voință. Eu aș propune, da, asta înseamnă voință. Dar eu am mai văzut, de exemplu, pentru cei care nu au aparatură de sport în casă, am mai văzut că poți să dai cu, adică poți să dai cu niște ulei pe jos dacă ai gresie, să te ții de chiuvetă sau de ceva și să începi să mergi în gol așa pe ulei, știi? Funcționează și asta foarte bine, am văzut. Ulei pe ulei bine acum. Pentru bine, că sunt tot felul. Eu aș fi vrut să propun ca la următorul live subiectul să fie așa. Nu mai vreau să filmăm un cadru fix. Și vreau fiecare în casa lui să facem așa, ca șoricelul, pe bandă, jumătate de oră, să vedem câți pași a făcut. Nu. Nu. Nu s-a votat, nu. Pare rău, dragă public, care a ținut. Uite, mă gândesc la... N-a trecut la vot. Mă gândesc la o formă de antrenament pentru cei care au copii mici acasă, poate să stea pe spate și să facă piept, să ridice copilul mic, să-l ridice la piept. De exemplu, pentru cei care n-au gantere acasă. Aș putea încerca și eu cu fiimea de 1,80 m. Aș putea să ridic și eu pe Cleo. Exact. Încearcă cu Cleo. Încearcă cu Cleo și mâine ești în situația mea. Deci iau așa. Da, deci trebuie să iau de invers un pic. Da. Exact. Sigur. Da. Mâine te ia și pe tine salvarea. Elgar, noi, pentru că nu avem copii, putem să încercăm cu fiți și cu piștiche. Tu poți să încerci cu Calinca. Treaba este all in all, trebuie să ne punem să facem mișcare. Badiu are dreptate, oricât de mult nu ne-ar plăcea ce spune, că ne împinge să facem mișcare și să ne depășim lenea. Femeia are dreptate și nu doar din cauza tonifierii, ci pentru că realmente ne ajută să rămânem sănătoși. It's a fact. Da, adevărul ăsta e. Trebuie să o ascultăm pe femeie care... Trebuie să vă gândiți că dacă nu veți face treaba asta, când vom ieși din izolare și vom putea din nou să mergem pe stradă, una, vom arăta mult mai prost, vom fi mai puțin tonifiați, ne va fi greu să mergem pentru că o să o luăm de la capăt cu viața noastră normală și o să avem voie din nou să ne plimbăm pe străzi. Așa că mai bine profitați până la urmă de timpul pe care îl aveți acum la dispoziție și de faptul că sunt atâtea antrenamente foarte ofertante și încercați un pic să trageți de voi ca să vă depășiți zona de confort și să faceți un pic de sport chiar și acasă. La finalul emisiunii noastre o să vă arătăm acest filmuleț, spune Pelgar. Nu, am zis, am confirmat de aceea ai spus, am confirmat și de aceea și încep miercuri acest antrenament online pentru că vreau să-mi depășesc și eu din nou această mini anxietate de a rămâne anghilozat. Da, și eu mâine în stradă de voi o să fac niște videouri făcând exerciții de yoga, s-ar putea nu corect chiar toate, dar uite, o să mă țin de sugestia ta, Ileana, și îți promit așa cum pot, voi face. Foarte bine, păi să ne luăm angajamentul. Ești pe Cleo, tu ai tras bățul scurt. Nu, o să încerc să merg să fac niște ture pe terasă, că e vremea foarte frumoasă și am o terasică drăguță, mi-am scos și florile. Ai terasă și frumoasă. Da. Și o să încerc să dau măcar niște ture pe terasă în fiecare zi, să fac, bun, nu 10.000 de pași, dar măcar 5.000 de pași să-i fac. Bravo, îmi place că ne-am luat cu toții angajamente.
Băi, mie mi se pare că Badiu astăzi a reușit, nu știu ce zic cei care se uită la noi, dar mie mi se pare că Ileana astăzi a reușit o victorie personală pe care ar trebui să o celebrezi acum, dacă mă întrebi, pentru că ai reușit să faci, mă rog, doi oameni mai vehemenți, unul mai lenos, toți trei lenoși, să ne motivezi cumva în ritmul nostru să ne apucăm de treaba asta cu sportul. Dacă aș avea un pahar de șampanie, dar n-am acum, mai încolo, cin-cin în cinstea ta, e aici. Bine, până Cin-cin. una alta, vorba aceea, toată lumea poate să facă acasă halbere, asta este foarte clar. Ceea ce înțeleg că face foarte multă lume în perioada asta, că toți oamenii cărora cu care vorbesc și care îmi scriu și de fiecare dată când fac o postare care include ceva pahar de orice, toți spun același lucru. Nu știu cum se va întâmpla, dar după această izolare, ce să zic, o să ieșim toți mai veseli din punctul ăsta de vedere decât am intrat, dar na, acum e o perioadă în care se poate bea și în timpul orelor de program, știi cum e, și atunci, na, în fine, m-aș bucura să vă fi mobilizat pe voi și poate și pe alții. În orice caz, sportul este o temă pe care acum, în perioada asta a izolării, o discută foarte multă lume și am văzut multă lume care nu făcea sport, care s-a apucat de sport tocmai din acest motiv. Și atunci mi s-a părut că este un subiect de discutat și împreună unii cu alții și împreună cu voi. Urmează să ne vedem din nou miercuri viitoare cu un alt subiect care este mai în zona fashion-ului și style-ului și lifestyle-ului și make-up-ului și o să vedem, o să vorbim despre asta. Cred Exact, o că să la vedem asta miercuri. Da, s-ar putea să fie Ana expertă, având în vedere că are o fată de 17 ani pe care trebuie să o țină acasă și pe care trebuie să o țină cumva și entertained la ea acasă, drept pentru care ar putea să fie o variantă să facă teste de make-up Cleo, fata Anei, pe Ana. Poate facem treaba Da, asta data facem asta. viitoare. Facem asta. Impecabilă pe make-up. Tot timpul a fost impecabilă pe make-up. Oricând, Da, dar la Fimea știe mult mai bine decât mine, adică e mult, mult, mult mai bună pe make-up, efectiv. Poate Dar îmi o dă să și mie facem un unii sfat pe data viitoare să-mi aleg fondul de ten corect. Mă scuzați, culoarea nu este reală, este o iluzie. Dragilor din fața laptop. Dragilor din fața laptopurilor, vă pupăm. Urmează să ne revedem din nou miercurea viitoare la ora 5. Nu plecați încă de aici, pentru că după ce ieșim noi din acest live, mai urmează filmulețul cu mine, fitness model, geriatric, dar o să vă placă, cred. Oricum, să aveți indulgență, nu sunt chiar performantă în domeniu. E un film l-am făcut la mine acasă de că copilul care m-a filmat. Deci, dar în orice caz, sper să vă fie util. Vă pupăm! O să